Internet gratuit pentru cetățenii din zona Târgu Frumos. De câteva zile, pe o rază de 15 km în jurul sediului primăriei, cei care au acces la dispozitive wireless, calculatoare sau telefoane inteligente, se pot conecta la internet fără să plătească niciun leu. Asta deoarece, la cererea edilului, șeful societate de profil a instalat în oraș 3 antene pentru distribuția semnalului, rețeaua suportând maxim 240 de utilizatori în același timp. Reprezentanții primăriei spun că tinerii au primit cu bucurie această inițiativă, durata contractului cu furnizorul de servicii fiind de un an de zile. A fost gândit o acțiune de a ajuta tinerii și nu numai populația orașului Târgu Frumos pentru a recepționa gratis internet, gratis în orice loc s-ar mișca în orașul Târgu Frumos. Fel încât tinerii deja m-au întrebat ce se întâmplă, ei au telefon, au internet, ies afară, erau foarte, foarte mulțumiți, foarte bucuroși de inițiativa domnului primar și a primării.